Da, dragii mei, observați și voi că am în mână 100 de pagini aici, este vorba despre un CV al domnului profesor universitar, doctor Alexandru Bucur, o personalitate în lumea chirurgiei stomatologice. Am zis bine, domnule profesor? Chirurgia oromaxilofacială. Oromaxilofacială. Include și chirurgia stomatologică. Vedeți, stomatologia, ca și medicina generală, a evoluat așa de tare în ultimii ani, încât un om care nu e de specialitate ca mine se pierde printre termenii ăștia, așa că am ales termenul cel mai la îndemână. Bună seara, bine v-am găsit, domnule profesor! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc că m-ați primit, sunteți deja o personalitate cunoscută, de mult aveam de gând să ajung la dumneavoastră, dar uite că viața a făcut să-mi fie foarte ușor să ajung. O prietenă mi-a spus, n-ai vrea să faci... Spun, Dumnezeule mare, de când îl caut eu, așa că vreau să fac emisiune, da? Ei, nu sunt greu de găsit. Calea Plevnei 19 e un centru de referință pentru este lumea stomatologică. Este spitalul de, spuneți-le, vă rog, deci e vorba de Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială, spital care găzduiește, de fapt, și Facultatea de Medicină Dentară. Unde sunteți decan. Da, unde actualmente sunt decan al acestei facultăți. Domnule profesor, până ajungem la discuțiile stricte despre ceea ce faceți dumneavoastră aici și în calitate de profesor universitar, bineînțeles, aș vrea să ne vorbiți un pic despre dumneavoastră. De unde sunteți, domnule profesor? Să vă știe lumea așa mai bine, să ne apropiem de telespectatori. Nu sunt din Calea Plevnei, dar sunt destul de aproape, din București. Sunteți din București? Da. Deci m-am născut în București, am urmat liceul Mihai Viteazul din București, apoi... Părinții fiind din, mama fiind din Cluj și tata din Făgăraș, am încercat de mult o apropiere de locurile natale, adică de zona Ardealului. Anul întâi de facultate l-am făcut la Cluj, după care m-am transferat însă la București, revenind tot în această zonă în care mi-am terminat și facultatea, și specialitatea, și, bineînțeles, am urmat cariera care... e astăzi prezent. Ați avut o tradiție în familie? Nu. Părinții au fost medici stomatologi? Nu. A fost dorința dumneavoastră de când? Dintr-o experiență tristă în care stomatologia pentru mine însemna durere. Și nu știu dacă și astăzi, și astăzi, în conceptul multora, nu înseamnă durere. Înseamnă frica de stomatolog, înseamnă neglijență, lucruri care mai târziu, când m-am hotărât să urmez medicina, aveam trei variante. Fie să mă duc la medicină generală, fie la pediatrie, fie la stoma. Cum în acea perioadă, și discutăm de 1978, concurența cea mai mare era pe stomatologie, am zis că trebuie să-mi înving o dublă teamă. Unu, că aș putea să nu intru, și doi, teama de medicul stomatolog. Și am reușit. Păi la cine asta frică, nu? De medicul stomatolog. Da. Dar evoluția stomatologiei de atunci până în prezent este remarcabilă și cred că marea majoritate a oamenilor nu trebuie să mai meargă cu acest sentiment de frică. Da, când spune chestia aia și începe să zbâzie în gură ca un avion, ai impresia că ai un avion pe creierul mic și uneori te mai și doare,
Sigur că ți se face frică, nu? Da, e adevărat ce spuneți, însă poluarea fonică cred că este mai puțin pregnantă decât zgomotele muzicii actuale. Așa că mie mi-ar fi frică să stau la o astfel de muzică decât să merg la stomatolog. Apropo, vă place, ce gen de muzică vă place? Genul care e bun. Da, ce anume? Dați-mi muzică clasică ascultați? Destul de mult și chiar îmi place foarte mult muzica clasică, dar nu pot să spun că celelalte genuri nu-mi plac. Știți de ce v-am provocat? Pentru că am copii, elevi la două colegii importante din Vrancea, care vor să se facă medici. Eu predau muzică, eu am făcut conservator, însă vioară am făcut. Dar le predau istoria muzicii. Toți medicii adevărați sunt oameni de cultură, toți au apartenență la lucrurile fine, la muzică clasică, la muzică de o anumită calitate, așa că de-aia v-am întrebat ce gen de muzică vă plac. Uite, unora dintre voi, o să dragi elevi ai mei, domnul profesor, o să vă fie decan și o să vă dea afară în facultate dacă nu mergeți la filarmonic, nu? Da. Atunci da? O să-mi permit să vă întreb eu altfel. Vă că dumneavoastră mă tot întrebați pe mine și vă întreb și eu. Oricine poate deveni un bun violonist? Dacă are talent, da, și dacă muncește foarte, foarte mult. Fără muncă nu se poate ajunge. Nu, deci un om care muncește. Poate deveni un bun violonist? Poate deveni un bun violonist, fără să aibă un talent deosebit pentru... Poate să devină un bun violonist, să cânte într-o filarmonică, să fie un om serios, care să vină la repetiții la ore fixe, să studieze pasajele, să uite la dirijor când... Da, poate să fie un vedeți, om. Vedeți, la fel este și în medicină. Dacă ai talent, probabil că devii foarte bun. Dacă muncești foarte mult, probabil că devii bun. Iar dacă te duci numai pentru o etichetă pe care se scrie doctor, probabil că nu devii niciodată doctor. Domnule profesor, în ultimul timp, în ultimii ani, cum vi se pare, adică cum vi se par generațiile care vin în urmă? Dar fiți sincer, vă rog foarte, frumos. Nu, eu discut lucrurile chirurgical, deci destul de rapid și tranșant. Tranșant, vă rog. Din ce în ce mai slab pregătite. Asta este. Asta, dar eram sigură că asta o aud. Întrebarea asta o aud din foarte multe locuri. Probabil că generația mea, generația dumneavoastră sau a celor care au urmat, au avut o pregătire, aceste generații de bază și o pregătire bună în cadrul liceului. Păi la Mihai Viteazul, am făcut la Enescu, de exemplu. În momentul în care ți-e greu să scrii, e mai greu să te apleci către muzica clasică. Așa este. E tristețe mare ce se întâmplă, dar... Cert este că ceea ce dumneavoastră discutați de medicul om de cultură, lucrul acesta cred că va rămâne un mit. În următorii 10, 15, 20 de ani va fi un mit. Ceea ce este foarte trist, știți, pentru că, după părerea mea, medicul este un artist. Medicul trebuie să aibă o viziune largă ca să poată să... În ziua de astăzi, cultura se face la televizor. Și ce ne dau sau ce dau acolo, asta primesc noile generații. Vedeți, domnule profesor, când am început eu să fac emisiunea Maestri, cineva mi-a spus, mă, ce îi dai numele ăsta? Ce maestri mai avem noi în țară? Nu e adevărat. Încă și slavă Domnului, au trecut 20 de ani, anul ăsta am împlinit 20 de ani și pot să spun că am o colecție cu adevărat cu maestri pe care i-am căutat cu lumânarea, ca să spun așa, în ultimii ani. Dar încă mai avem oameni de foarte mare calitate care, din păcate, nu sunt scoși la televizor, ca să mai exprim așa. În schimb, vedeți și dumneavoastră ce apare. Este trist, nu? Deci ori la Bocșan să vin să... Da, ceea da. Ce văd eu, vedeți și dumneavoastră și văd și generațiile. Da, e dacă sunt, da. Sau e bine spus că sunt maestri, dar sunt niște oameni care au făcut ceva de-a lungul carierei pe care au avut-o. Au lăsat o amprentă, au lăsat o urmă. Drastic este că din păcate, astăzi nimeni nu mai vrea să facă nimic sau să mai lase nimic. Să câștige mulți bani fără să facă nimic și asta e adevărat, da. Spiritul ăsta pragmatic își va pune totuși o amprentă negativă asupra ceea ce noi discutam, omul de cultură. E o problemă gravă pe care o vedem cu toții. Din păcate, eu și cu dumneavoastră nu o putem rezolva decât așa, pe bucățele mici, dumneavoastră, prin ceea ce faceți excepțional. Noi putem trage niște semnale de alarmă, dar nimic mai mult. Pentru că, din păcate, ei așa vin pregătiți. Da, și cu... Da. Pare rău că o spun. S-a dat start la superficialitate, dar start serios la superficialitate. Mă gândeam și eu, am văzut și eu copii care nu...
nu știu, să scrie vorba dumneavoastră, sunt student la medicină, ceea ce nu se întâmplă acum 10 ani, nu acum... Așa este și iar... Deci ați reușit din primul an la medicină, domnule profesor? Nu, nu, din al doilea. Din al doilea an, cam așa se iese, de al doilea, al treilea an, asta deci, este. Bun, și mediile, dacă ne aducem aminte, la ultima bacalaureat, medie începea de la 8.50, 8.60, 8.70. Acum suntem fericiți când avem câțiva cu 8.70 sau cu 9. Nu este, pentru că mergem pe linia minimă de rezistență. Este un regres total și nu știu ce se întâmplă. Nu știu în ce parte o va lua totuși învățământul, pentru că teoretic piața ar trebui să regleze într-un fel facultățile care sunt mai frecvente sau mai bine accesate sau frecvența la admitere este mai mare sau concurența de fapt. Vedeți că piața deocamdată nu reglează nimic. Și ce se întâmplă, domnule profesor, faptul că mă rog, conta nota la admitere, nota de la bacalaureat, nu interesa pe nimeni. Te duceai și vedea că ai luat bacalaureatul, te înscria la facultate. Dădeai examen, știai să susții examenul, luai, intrai la facultate, nu, la revedere. Asta era. Pe când acum te forțează aproape să le pui note foarte mari, 10 adică, 10 și 9. Nu, când le pui 9, deja este supărare în familia respectivă. Vedeți că generațiile actuale, probabil că sunt, în generațiile actuale sunt mai mulți cu facultate decât fără. Dacă dăm timp înapoi și mergem spre 74, 70 încolo, lucrurile începeau sigur, altfel. Sigur. Au dispărut meseria și au dispărut școlile profesionale. Sunt liceele industriale, nu știu ce fac la ora actuală, dar termin un liceu și dacă nu intri la stat, intri la privat, deci tot te duci într-o formă de învățământ superior. Bun, te duci într-o formă de învățământ superior și iei o diplomă. Important e ce faci mai departe. Și eu tot timpul mă întreb ce fac cu atâtea diplome, pentru că numărul de șomeri, văd că e în creștere, locurile de muncă, cel puțin pe sectorul acesta medical, nu a crescut semnificativ, ba din contră, scade. Și atunci nu înțeleg care e rostul unei facultăți. De ce mă duc spre ea? Pentru că ea trebuie să-mi asigure mie ulterior o sursă de venit. Din venitul acela trebuie să îmi întrețin o familie și să dezvolt toate planurile de viitor pe care mi le-am propus atunci când am intrat în facultate sau pe care le conturez după. În condiția de șomer, ce să fac? O diplomă? Eu vă dau un exemplu care pe mine mă doare și l-am scris, l-am dat în presă de foarte multe ori. Specialitatea aceasta de chirurgie oromaxilofacială este singura specialitate medicală care presupune două licențe. Asta vreau să vă întreb, că aveți și medicină. Deci înseamnă să fiu absolvent de stomatologie și absolvent de medicină generală. Singura specialitate din tot ce avem la ora actuală în Europa. Bun. Aceeași condiție, e condiție europeană, a fost impusă, o respectăm. Au fost peste 180 de rezidenți în ultimii 10 ani prezenți aici în clinică, deci mi-au fost rezidenți, au devenit cea mai mare parte medii specialiști, iar la concurs s-au scos două locuri. Deci cum împar două locuri la 180? N-am cum. Ce fac ceilalți? Deci oameni care au terminat, vă rog frumos, deci, două facultăți de medicină, da? Un rezidențiat de 5 ani. Da. Deci, gândiți-vă că el aproape ajunge la 35 de ani și nu are un loc de muncă. Având două facultăți și o specializare de 5 ani. Și totdeauna m-am întrebat de ce statul trebuie să investească așa. De ce nu se face o corelație între necesitatea din teritoriu, numărul de posturi scoase la concurs pentru rezidențiat, de ce nu se merge pe principiul de a aduce medici în zonele în care deficitul este destul de bine cunoscut, ce facilități creează statul ca acești medici să se stabilizeze totuși într-un fel, o perioadă pe aceste locuri? Întrebări fără răspuns, însă dureros ca după două facultăți și un rezidențiat de 5 ani să te trezești că te duci într-un cabinet și faci din nou stomatologie. Păi atunci de ce n-am făcut-o la început? Și făceam numai o facultate. Și stați puțin că e, uneori nu găsești loc într-un cabinet, doar dacă îți faci un cabinet, dacă ai bani. Dacă nu ai bani, ce faci? Și te duci, te angajezi la cineva și îți dă 10-12 milioane pe lună. Este tragedie ce se întâmplă. Da. E jenant, e nerușinare. Deci banii aceștia nu ajung nici pentru o umilă carte de specialitate. Da, da, mereu spun lucrul ăsta. Nici măcar pentru o umilă carte. Nu discutăm de a te instrui și a merge la congrese în afara țării, conferințe,
simpozioane, a participat la diverse cursuri în țară. Toate acestea presupun totuși niște resurse financiare care trebuie să le iei de undeva, din cele 12 milioane. Dar vedeți, domnul profesor, că noțiunea de absolvent de facultate a fost așa, trecută cu vederea, pentru că această invazie de facultăți, fantomă unele dintre ele, a bagatelizat, a banalizat noțiunea de studii superioare. Dar rețineți, când eram noi copii, mai când eram în liceu, aveam un respect deosebit când auzeam că cineva a terminat liceul, deja era un om învățat. Acum, da. Ce liceu? O perioadă în urmă mi s-a imputat faptul că stomatologia are un număr mare de locuri scoase la admitere, bineînțeles, un număr mare de absolvenți implicit și aceștia aglomerează piața muncii. I-am răspuns distinței persoane într-un cadru public că nu eu sunt de vină că nu pot reglementa această cifră de școlarizare din poziția de vicepreședinte al colegiului pe care o dețin. Pentru că cifra de școlarizare se stabilește cu totul și cu totul pe alte criterii decât cele pe care le cunoștea domnia sa. Însă cifra aceasta mare de școlarizare se datorează unor oameni care au acreditat facultățile private. Bineînțeles. Da? Și atunci, de acolo nu astăzi, bani. Ce trebuie să fac? De acolo nu ies bani. Să scad cifra de școlarizare de la o universitate de tradiție, Iași, Cluj, Timișoara, București, Târgu Mureș, și să crești cifra de școlarizare la privat? E o aberație. De ce să-mi scad mie cifra de școlarizare? Această universitate este înființată în 1857. Deci o are tradiție, are o linie, este o școală. Bun. Cifra de școlarizare trebuia bine stabilită printr-un program de acreditare corect al acestor universități private. Și lucrul acesta nu este valabil numai la medicină. Uitați-vă la Câmpul Lung sau în Curtea de Argeș. Facultatea de contabilitate, de științe economice. Peste tot sunt facultăți. Mă întreb unde nu sunt. Peste tot. Peste tot facultăți și atunci, facultăți fantomă și vin, domnule profesor. Și prestigiul profesiei scade prin calitatea scăzută a oamenilor pe care îi trimite pe piața muncii. Și în învățământ, și în medicină. Nu trebuie să ne mirăm de niște lucruri care sunt reale, sunt lucrurile cu care ne confruntăm zi de zi. Dar e medicii foarte grav, domnule profesor. Se spune că medicii sunt slab pregătiți. O falsă imagine. Ne plângem că anual ne pleacă foarte mulți medici. Inclusiv de la mine din spital, din facultate, au plecat destul de mulți medici. Dacă ar fi fost slab pregătiți, acești oameni rezistau pe piața muncii în Germania, în Franța, în Italia, în Spania, undeva? Nu, se întorceau. Nu s-a întors nimeni. Deci nu sunt slab pregătiți. Condițiile de aici nu le oferă posibilitatea dezvoltării profesionale pe care ei o merită. Blocajul locurilor de muncă, situația financiară, sunt multe aspecte care, din păcate, îl țin într-o arie restrânsă. Nu știu, e cineva care vrea cu adevărat ca intelectualii țării noastre, practic noi prin intelectuali, adevărat ne-am impus cât ne-am impus în lume, nu? Să fie umilit și jignit și să plece, să stea cu capul plecat, nu știu, e ceva neregulă, grav. Dacă vă uitați așa în timp, o să vedeți că ori de câte ori trebuie abătută atenția de la diverse probleme importante. Da, de doctor, de profesor, că nu știu ce a făcut un doctor. Discutând de doctorii care iau șpagă, discutând de doctorii care au omorât oameni, discutând de doctorii care nu știu ce au mai făcut, totdeauna găsim să băgăm doctorii în aceste culoare. Da, eu, că... pentru medicii care condiționează bolnavii, că nu te operezi dacă nu-mi dai atâta, categorii n-am niciun fel de respect. Acolo dar nici nu poate intra în discuție categoric. Calitatea de om, nu de medic. Adică l-aș băga la pușcărie deci sau l-aș dat, nu i-aș mai da voie să mai lucreze. Acest lucru nu se întâmplă în Germania. Se întâmplă, domnule profesor. Da, dar nu la... Nu la modul ăsta, că nici n-au 12, nici n-au 15 milioane pentru medici. Pentru că și aici apare o idee. Nu mă duc la doctor pentru că n-am bani să-i dau. Nu dar este, să fiți oamenii săraci. Da. Eu am o emisiune pe care despre medici vinerea o dau și eu totdeauna spun lucruri de bine pentru că îi cunosc și sunt oameni care mă opresc pe stradă. Doamne, de ce ați spus că nu știu ce, pentru că ne-au cerut bani, eu nu mă duc la spital, că n-am bani. Și este imposibil să ceri asta, nu pot să concep că cineva poate să ceară bani. Nu știu, nici însă eu, dacă nu totuși salariile ar fi decente... Nu aliniate în vest, că nu o să ne aliniem cu vestul niciodată. Nu știu dacă niciodată, dar oricum nu. Greu. Dacă ei stau, da, probabil că o să ne aliniem atunci. Da, da. Însă avea un salariu decent,
cred că este o necesitate. Nu era o, necesitate, e o urgență și trebuia să fie. E foarte greu de explicat. Urgență la începutul, acum 20 de ani, asta trebuia să. Trebuie să mă scol la 6, să ajung la 7 în spital, să n-am mașină, că n-am bani de benzină, poate să n-am mașină, să vin tăvălit până autobuz și să intru în sala de operație la 8 ca să pot să salvez o viață. E greu de explicat că așa trebuie să desfășoare activitatea unui medic. Categoric. Iar condiția, dacă o luăm cel puțin pe perioada interbelică, vedem că e semnificativ alta. Însă, problema de condiționare trebuie să dispară din mintea oricui. Sau oricărui om care dorește să vină la medicină. Vorbeați despre perioada interbelică. Uitați-vă cum arătau liceele construite în perioada aia. Ce somptuoase erau, ce stel de spectacole aveau, ce mobilier era la director și la. Se dădea atenție școlii. Școala era ceva. În toată spânt. Istoria noastră este perioada noastră de referință cu care ne mândrim. Păi nu? Păi scurtă, da. Probabil că... Da, dar ne-a rămas Ateneul, ne-au rămas niște licee făcut, de clădire. Rămân. Asta este. Vă spun, este poate, nu știu, nu sunt nostalgică, nici n-am după ce să fiu nostalgică. Poate după perioada aia nostalgică așa, cu gândul, pentru că n-am trăit în perioada interbelică. Și nu cred că e vorba de nostalgie, ci de a compara sisteme care îți oferă și modul de un anumit nivel de trai. Profesor, elev, elev, profesor. Ați dat curaj să vă tocmiți cu profesor, că de ce v-am pus opt? Am fost surprins anul trecut și anul acesta de nu tocmeală, de această îndrăzneală a unui student de a contesta nota la un examen. În perioada mea nu îmi dădea prin cap că se poate contesta, nici nu puteam să contest. Ce să contest la un profesor? Corectitudinea? Pregătirea? Nu știe să corecteze? Nu știu, ce poți să contești? Pentru că regulamentul sau legea educației îți permite să nu vii la cursuri, asta înseamnă că eu trebuie să am un grad de clemență față de tine? Ei vor o facultate la distanță, o facultate la care să nu treacă nimeni niciodată, dar să primească și o notă bună la examen. Da, bineînțeles. Medicina la fără frecvență nu se poate. E pentru prima oară anul trecut când am lăsat 4 repetenții. Bine, deci în 30 de ani de activitate bine n-am lăsat. Deci nu se mai poate merge pe același stil. Nu merge, pentru că altfel ei vor veni mâine să judece și să acorde asistență acestei populații. Categoric. Nu se poate. Un profesor de la medicină are și asta responsabilități imense față de un popor întreg. Nu știu dar cum nu să vă numai spun. La medicină, în orice domeniu. Dar aici, în mod deosebit, că vă de viața și un inginer omului. La metro are cine? Niște responsabilități că garniturile acelea sunt pline cu oameni, totuși. Nu poate trece așa, oricum, la fără frecvență, prin toate formele acestea de învățământ, că face facultate, masteratul, doctoratul și ne trezim după aceea cu el coordonând servicii întregi. Au intrat prea mulți bani în buzunarele a prea multor oameni de 5 lei, care n-au niciun fel de pregătire, niciun fel de respect pentru munca intelectuală adevărată. Și uite unde s-a ajuns, dar lungim prea mult vorba, vreau să discutăm despre ceea ce faceți dumneavoastră, să știe lumea cine este domnul profesor universitar, doctor, mulți știu, dar mulți nu știu și vreau să știe. Colaborarea mea cu Vrancea este excelentă și cu zona Moldovei, așa că din punct de vedere chirurgical, medicii de acolo, sau ne cunoaștem cu ocazia diferitelor simpozioane, congrese, ultimul a fost în iunie, un congres de ORL cu participare interdisciplinară, așa că am avut un schimb destul de bun de. Noi avem încă medici excepționali în Vrancea, da. Să știți. Și știu, sistemul medical este destul de bine pus la. Și îi și cunosc pe cei care. Pe cine cunoașteți? Pe cine cunoașteți? Hai, nu. Nu dați nume? Nu dau nume ca să nu zic că am pus pile și am uitat pe alții. Însă discutăm de domeniul stomatologiei, de domeniul ORL-ului, de domeniul chirurgiei plastice, de domeniul chirurgiei generale, deci sunt colaborări interdisciplinare care le avem întotdeauna. Mă bucur să aud că vorbiți frumos despre județul Vrancea. Aveți și despre ce să vorbiți? Că sunt într-adevăr oameni care... Nu, dar să știți că peste tot în țară sunt oameni care cei mai mulți își fac treaba. Și în condiții grele. Dar nu observă cine ar trebui să observe, nu? În condiții în care nu știu câtă lume ar mai dezvolta ceva în unitățile acelea medicale. Și țin o linie de plutire și până la urmă sănătatea oamenilor de acolo li se datorează. Da, ați văzut că majoritatea celor care am de vârsta noastră, așa că ăștia foarte tineri, vira și la gara am plecat, nu stau eu, ce să fac aici când îi aud că spun
undeva au dreptate, pe de altă parte îmi pare rău, dar asta este. Nu prea, ăștia tineri nu vor să stea la 12 milioane, la 15 milioane pe lună. Și firesc, nu? Când vezi că în alte părți se plătește de 20 de ori mai mult. Așa este, dar am zis că poate vor veni niște generații care vor înțelege că va trebui cineva să existe și acolo. Nu știu. Cu tot sacrificiu, care îl cunoaștem foarte bine. Domnule profesor, aș vrea să ne vorbiți, dar nici nu știu ce să vă întreb mai întâi, că, stimați telespectatori, uitați-vă și voi câte hârtii am în mână toate despre activitatea domnului. Poftiți? Ați scos prea multe. Deci sunteți profesor universitar, doctor, bineînțeles că așa, la colegiul, la Catedra de Chirurgie. Chirurgie oromaxilofacială. Oromaxilofacială, la Universității de Stomatologie. Vorbiți-ne un pic despre această activitate a dumneavoastră. Deci, catedra aceasta a fost înființată în 1935 de către profesorul Dan Teodorescu. De atunci până în ziua de astăzi, catedra a cunoscut o dezvoltare excelentă, a avut maestri de excepție. După profesorul Dan Teodorescu a urmat academician profesor dr. Valerian Popescu. S-a stins din viață la 101 ani, din păcate la Paris, a părăsit România în 1985. După profesorul Valerian Popescu, profesorul Corneliu Burlibașa, după profesorul Corneliu Burlibașa, profesorul Nicolae Gănuță și după profesorul Nicolae Gănuță, subsemnat. Deci începând cu profesorul Valerian Popescu, a cărui tablou este aici. Dar ce frumos tablou este aici. Eu conduc din poziția de șef de catedră această unitate, care e o unitate cu dublu profil, de învățământ și de asistență medicală. Da, pentru că aici suntem la un spital universitar. Ce pot să vă spun din punct de vedere al învățământului, chirurgia aceasta, de fapt, îi învață pe studenți anestezia în stomatologie și tot ce înseamnă, exact cum a spus dumneavoastră la început, așa numită chirurgie stomatologică. Deci ceea ce poate face un medic stomatolog în cabinetul său. Asta în anul 4, iar în anul 5 se intră cu o parte ceva mai amplă, partea de chirurgie oromaxilofacială, în care se discută traumatologie, tumori, patologie de glande salivare, articulație, despicături, anomalii dentomaxilare, deci partea de spital. Deci, practic, dacă ne-am uitat la această disciplină, ea cuprinde o parte pentru cabinet, care se discută în anul 4, și o parte pentru medicul de spital, care se discută în anul 5. Este o bază de pregătire pentru medicii rezidenți, de fapt este singura bază de pregătire pentru medicii rezidenți în chirurgia oromaxilofacială din București și în același timp o unitate de asistență medicală, având în vedere doar numărul de urgențe ale spitalului pe 2012-2013, asta înseamnă cam 20-24.000 de urgențe pe an. De ce atât de multe? Unu, că este o unitate profilată pe o astfel de patologie și doi, că aproximativ 19 județe limitrofe nu au chirurg oromaxilofacial. Nu au? Nu au. Pentru că v-am spus, unu, nu se scoate un loc la concurs și doi, două licențe plus 5 ani de rezidențiat este mult. Sigur. Al treilea element. Chiar că ați avut răbdarea asta. Chiar un singur medic de chirurgie maxilofacială într-un județ chiar nu poate face față. Și atunci trebuie să ai o echipă, deci 2-3 medici. El nu poate fi de gardă non-stop, da? 365 de zile din 365. Bun, ai un program de lucru, ai gărzile. Deci acolo dar care trebuie sunt urgențele despre păi, care vorbim? Dacă plecăm de la cele mai simple urgențe, cele care apar frecvent în cabinetul stomatologic. Hemoragiile post-extracționale, durerea, fracturarea unui dinte care mai departe necesită o intervenție chirurgicală pentru a fi extras, traumatismele, luați accidentele rutiere, agresiunile sunt pe primul plan. Bătăi, adică nu. Deci tot ce înseamnă masivul facial, din păcate, implică zona noastră de competență și atunci aceste urgențe sunt aici. Cu ce ne confruntăm? Pe lângă traumatisme, cu aceste infecții nespecifice, cu aceste așa numite supurații, infecții cu punct de plecare dentar, deci neglijența vis-a-vis de
stomatolog, de stomatologie, bineînțeles că duce de la o carie simplă la una complicată, care înseamnă implicit un absces. Abcese care de multe ori pun viața bolnavului în pericol. Și se spune, te întreabă, se poate muri dintr-un dinte? Da, 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 se moare dintr-un dinte. Sigur. Și nu sunt puține cazuri. Ați avut cazuri de septigenii, da, de tot felul, da, de... Da, 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 da. Mă dau și eu, da, o cunoscătoare. Din păcate am avut astfel de cazuri, foarte puține din București, dar destul de multe din județele limitrofe, unde probabil că asistența primară de acolo n-a putut finaliza un tratament de specialitate și atunci au ajuns într-un stadiu în care lucrurile au evoluat. Da, se tratează sub, am observat și eu Este această tendință, da, de a merge la farmacie. Farmacia ți eliberează, da, da, orice antibiotic, nici nu discută de rețetă sau ceva. Vreau ampicilină, vreau tetraciclină, se ia antibioticul și se așteaptă. Lucrurile, bineînțeles, că nu vor evolua favorabil și atunci, păcate, ajung în situații extrem de grave la noi. Cred că frica, nu știu dacă la cei tineri mai este așa mare frică de cabinetul de stomatologie, dar cei de vârsta mea, da, pentru că noi am început, mi-aduc aminte cum a închis un medic ușa ca să-mi scoată un dinte, eu vreau să fug și a spus, nu pleci de aici până nu-ți scot măseaua, că era... Bine, știți? Stomatologia a evoluat enorm. Asta am vrut să spun, a evoluat foarte mult. Substanțele anestezice, siguranța pe scaun stomatologic este cu totul alta. Materialele care se lucrează astăzi sunt cu totul altele. Deci evoluția este extrem de Sunteți rapidă. Pentru, pentru anestezie în timp ce se face, eu știu... Sunt pentru tratamentul care nu aduce niciun strop de durere. Deci anestezia este binevenită în tratament? Eu zic că este obligatorie acolo unde se impune. Unde se că impune. Sunt și acte terapeutice care... Care aduc durerea, da? Da? Și atunci nu are sens să discut de anestezie. Dar trebuie să am o calitate a vieții și un confort al acestui pacient. Deci nu oricum poți să administrezi o anestezie la primul care ți intră în cabinet fără să cunoști nimic despre sănătatea. Și rezidenții învață bine aceste lucruri. Anestezia este administrată în raport cu vârsta și afecțiunile, în principal discutăm, și afecțiunile asociate cu care pacientul se prezintă în cabinet. Avem un număr foarte mare de hipertensivi, un număr foarte mare de diabetici, un număr foarte mare de cardiopați, etc., etc. La fiecare dintre aceste cazuri eu trebuie să individualizez practic această anestezie. Nu o standardizez. Nu la toată lumea facem xilină cu adrenalină. Deci ea trebuie individualizată. Individualizare care ține cont de experiența medicului, de actul terapeutic care l-am de efectuat, de durata actului terapeutic, dar, de complexitatea lui și de afecțiunile generale asociate. Dar cred că și pacientul, dacă eu trebuie să-i spună, domnule doctor, vedeți că eu am diabet, eu am, sunt hipertensiv. Bine, acum, din punct de vedere al omului care sunt implicat în aceste lucruri la colegiu, noi am ajutat lumea stomatologică și am trimis către fiecare colegiu județean, deci către fiecare medic, de fapt, niște chestionare de evaluare a stării generale, chestionare care se prezintă pacientului înainte de a se face orice act terapeutic, chestionar care îl semnează în deplină cunoștință de cauză, că declară bolile asociate. Sunt mai multe puncte acolo care trebuie discutate. Pe baza acelui chestionar, atunci, în timpul anamnezei, în timpul discuției cu pacientul, știu pe ce probleme se insist pentru a depista aceste afecțiuni, pentru a vedea tipul de tratament care îl urmează, dacă îl urmează, dacă îmi sunt necesare corelarea cu niște investigații de laborator. De nu pot să intru de pe stradă, să-mi las haina în cuier, să mă așez pe scaun, să mi se facă o extracție. Sigur, sigur. Deci, dar nu cred că mai sunt medici care să procedeze așa, adică nu să cred. Primească pe primul venit să-i scoate cred. Dinții. Nici cel puțin cred. Nu cred că la ora actuală instruirea pe care o primesc în școală schimbă totuși modul de a gândi și conduita medicului. Mă uit aici în CV-ul dumneavoastră de șeful secției clinice universitare, aici unde ne aflăm, ne-ați vorbit despre asta, da? Clinica de chirurgie aici. Expert evaluator al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior al, vă rog? Da, sunt diverse funcții, eu zic că, mă rog, bun. Nu aș vrea să pedalăm pe ele, pentru că, cum să vă spun, reprezintă o altă latură a activității pe care trebuie să o desfășor.
Văd cursuri de specialitate. Vis-a-vis de colegiu, vis-a-vis de Ministerul Educației, vis-a-vis de Ministerul Sănătății. Deci este, de fapt, o prezență a specialității în aceste comisii. Multe cursuri în străinătate, văd în Belgia, Israel, la Milano, la o mulțime, în India, ce ați făcut în India, ce frumos e în India, Olanda, Elveția, ce ați făcut în India? Nu, în India am fost la un curs de laser, deci în cadrul unui congres, care a fost un congres foarte mare, un congres de cancer oral. A fost și o parte practică, un hands-on din acesta, privind folosirea laserului în terapia aceasta. Și chiar e folositoare? Laserul e folositor? Este bun, nimeni nu contestă că nu este bun, are anumite avantaje, are și un dezavantaj, prețul de cost, că toate au un preț. Toate au un preț, în păcate, deci e foarte scump. Însă nu poate înlocui pregătirea de bază. Nu. Asta e o idee, că mă duc să mă operez cu laserul. Nu iese altfel. Da, alea cu roboți, cu nu știu ce. Bine, acolo? În sfera mea de specialitate, deocamdată chirurgia aceasta nu și-a găsit locul, dar probabil că în viitorul va aduce partea aceasta robotică și în... Robotică. Sunt câteva tentative din acestea de a merge pe acest tip de chirurgie în tratamentul anomaliilor dentomaxilare severe sau grave. Școala de la Heidelberg dezvoltă un astfel de sistem. Heidelberg. Da. Mai există universitatea aia sublimă de la Heidelberg. Eu am fost de mai multe ori acolo pentru că un asistent din catedră își desfășoară perioada de contract de cercetare în clinica de chirurgie. Știți, de la cartea Heidelberg? Cartea aia a lui Meyer Förster, vechiul Heidelberg, super, da. Domnul profesor, haideți să vorbim un pic și despre cancerul cavității bucale, că nu mai avem mult din emisiunea asta și îmi pare rău, dar mai vin să zic, mă mai primiți pe aici. Cancerul. Da, vedeți, ce putem spune? Incidența cancerului a crescut enorm de mult și nu numai a cancerului cavității bucale. În general, incidența a crescut destul de mult. Putem discuta astăzi despre factori favorizanți, nu putem vorbi despre factori determinanți. Factorii favorizanți îi cunoaștem toate. Fumat, alcool, alimentație, etc. Dar, din păcate, agresivitatea cancerului care se localizează la nivelul cavității bucale este extrem de severă. Dar din ce cauză, domnule profesor? Pentru că a evoluat în halul ăsta, între ghilimele, evoluat. Boala asta a evoluat, da? Greu de precizat de ce. Și vin mulți pacienți cu așa ceva? Deci, în medie, avem peste 250-300 de cazuri noi pe an. Deci, numărul este foarte mare. Și care sunt simptomele pentru ei, pentru oameni? De regulă, orice tip de ulcerație care este prezentă la nivelul cavității bucale trebuie văzută de un medic stomatolog. Orice tip de excrescență, să-i spun altfel, care apare în cavitatea bucală, trebuie văzută de medicul stomatolog și acesta, să, bineînțeles, să facă trimiterea către o clinică de specialitate. Din păcate, la noi, spre deosebire de alte țări, acești bolnavi vin în stadii terminale, când nici partea chirurgicală și nici măcar radiochimioterapia nu îi mai poate ajuta. Deci se merge pe un tratament simptomatic, un tratament care încearcă să suprime durerea, să aline această suferință și atât. Cancerul planșeului bucal sau cancerul limbii este la fel de agresiv, poate mult mai agresiv decât cancerul gastric, pentru că perioada de supraviețuire după depistarea acestuia este în medie cam de 2 ani. Deci este extrem de agresiv. Cancerul pulmonar are o perioadă cam de 3 ani, în timp ce cancerul planșeului de 1 an și 9 luni până la 2 ani. Da. Tratamentul este extrem de agresiv, să-i spun așa, un tratament chirurgical care înseamnă o extirpare la distanță, un tratament la care reconstrucția pentru funcționalitatea cavității bucale este dificilă și la care de regulă se asociază radiochimioterapia. Dar bolnavul acesta trebuie depistat în stadiu de operabilitate. Mai mult de 3/4 sunt depistați în stadii inoperabile. Și atunci, trimiterea noastră către serviciile de oncologie seamănă parcă cu o condamnare.
În momentul în care n-ai putut să-l reții în clinică, să intervii chirurgical, după aceea să-i faci tratamentul complementar de radiochimioterapie, știi foarte clar că șansele acestui bolnav și zilele lui sunt foarte bine numărate. Nu avem timp să vorbim foarte mult, că vreau să ne vorbiți un pic și despre această modă cu implantologia. Pentru că toată lumea spune implant. Da. Ce părere aveți despre asta? Nu este o modă. Nu este o modă și vă spun de ce. Prin 90 asistam cu neputință în acea perioadă, 92-93, la tot felul de emisiuni televizate în care veneau diversi profesori și ni se prezentau minunile pe care le-au făcut în implantologie. Vă pot spune că profesorul Valerian Popescu a făcut primele implanturi în România în 1954. Iar această clinică a dezvoltat implantologia în București, sub profesorii pe care i-am spus. Deci nimic nou. Ce este nou? Materialele, sunt probabil. Materialele, sunt conceptele, dar ea ca și, nu este o specialitate, ca metodă de tratament este o alternativă la metoda clasică. Din păcate, foarte mulți pacienți, dar din păcate și foarte mulți medici, așa, extind peste bunul simț limitele acestea, indicațiile pe care le au. Ies mai mulți bani de aici, asta este povestea. Nu știu dacă povestea. E vorba numai de bani, ci de mai faptul comod? Că între două cabinete, unul care nu face implanturi și altul care face, lumea este fascinată, mă duc la ăla că e mai bun. Nu e mai bun cu nimic. Între a insera un implant și a nu ști foarte bine indicațiile și a nu face un plan corect de tratament, iar implantul să fie rejetat peste un an, doi, și a face o lucrare protetică clasică care ține 10-15 ani, ce alegem? Pe asta care ține 10-15 ani și care este, bineînțeles, bine, și eu fără să mă pricep, dar este sigur că da. O invazie, de fapt, pe piață a firmelor care sunt producătoare și care vor să acapareze segmente din această piață. O, hai să-i spunem, extindere peste limitele bunului simț a indicațiilor. Îmi place că o spuneți dumneavoastră în calitatea pe care o aveți, știți? Pentru că pică mulți în plasa asta. Încă ceva, medicul respectiv probabil că nici nu are pregătirea necesară și discutăm de o dublă pregătire și aici, chirurgicală și protetică. Pentru că un implant inserat corect rămâne pe arcadă. Dar dacă lucrarea pe care o fac este proastă, mi-l scoate de pe arcadă. Și alți bani, altă distracție, altă suferință. Fie abordez problema aceasta de implantologie în echipă, chirurgul și proteticianul, fie mini-tehnicus le face pe amândouă. De obicei. Altfel, de obicei vrea să ia unul și banii celuilalt. E cam neplăcut. Domnule profesor, văd aici o mulțime de fotografii și tablouri frumoase aveți. Cu cine spuneați că sunteți? Cu consulul? Acolo este consulul chinez. Chinei la București. L-am operat acum câteva luni. O persoană deosebită, o afecțiune care benignă, să-i spunem așa. E bine să nu dezvăluim secretele medicale. Bineînțeles. Mai jos este profesorul Navarro. Suntem undeva în Spania, în Valle de Los Caídos. Eu am făcut un stagiu de perfecționare la domnia sa. Profesorul Navarro reprezintă în vârful chirurgiei maxilofaciale din Europa. Este și președintele UEMS-ului. De altfel, spitalul este un spital de elită din Europa. Ați avut plăcerea să lucrați acolo, bucuria să lucrați acolo? Câteva luni sub îndrumarea profesorului Navarro. Da, sunt diverse... Nu ne-ați vorbit despre copiii dumneavoastră, repede, mai avem câteva minute, trece repede timpul cu oameni ca dumneavoastră. Am doi copii, cel mare este medic stomatolog, lucrează în cabinet, iar cel mic a terminat științe economice, acum își definitivează, probabil că în martie, masteratul. Fără loc de muncă. Deocamdată nu i-am găsit un loc. Nu i-ați găsit un loc? Cu toate relațiile dumneavoastră? Nu le-am folosit în acest sens. Știți, e bine să mai dea și cu capul de sus ca să vadă cum se ia un loc de muncă. Sau poate se orientează pentru a pleca. Ceea ce n-ar fi rău de loc deocamdată. Nu? Din punctul meu de vedere, nu m-ar bucura. Din punctul lui de vedere, dacă e bine, drumul pe care și-l alege. Măcar aveți niște tablouri frumoase. Sunt niște amintiri dragi.
Ce icoane lăsate frumoase aveți? De colegii mei. Deci biroul acesta a aparținut profesorului Valerian Popescu, profesorului Burlibaș și profesorului Gănuță. Și l-ați păstrat și... aproape identic, poate mai puțin mobilierul, nu? Nu, mobilierul nu e după vremea aceea. Mobilierul după vremea aceea se regăsește în biroul managerului spitalului. Deci există. Există tot mobilierul din 1935. Când mai vin pe aici să-mi permită să filmăm și este noi. Este foarte frumos. Din păcate a trecut îngrozitor de repede timpul, îmi pare... Foarte bine că am reușit să vă cunosc personal și să vă prezint telespectatorilor și cu amabilitatea dumneavoastră sper că ne mai primiți și altădată să continuăm această discuție care a fost deocamdată așa cred un fel de... Cred că e mai ușor să vin eu până la Vrancea când am cursurile și să vă văd decât să faceți drumul până la București. Eu îl fac cam săptămânal pentru că emisiunea Maestrii în general o fac în București. Dar dacă veniți la Focșani o să ne faceți o mare bucurie, bineînțeles. Cu mare plăcere. Vă așteptăm cu drag, vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut și îmi place să întâlnesc oameni ca dumneavoastră pe care pot să-i prezint telespectatorilor. Și mulțumesc pentru șansa de a fi prezent în emisiunea dumneavoastră. Cu mult drag și altă dată. La revedere, domnule profesor. La revedere, stimați telespectatori.